În această seară ne aflăm la World Trade Center în București, o conferință organizată de Guild Fate, conferință care se va vorbi despre Dumnezeu ca marele antreprenor. Și mă bucur să fiu alături de prietenul meu, Tony. Hey guys, bine, îmi place foarte mult aici și sunt foarte bucuros și entuziasmat să vă cunosc. Chiar dacă e audiența acasă, știi, îmi place foarte mult să vorbesc cu ei și să ascult. Tony, spune-ne, te rog, cu ce te ocupi? De ce ești aici? Eu sunt un antreprenor și sportiv de performanță. Am un business în domeniul ăsta al snacks-urilor sănătoase. Vând mai exact primele cereale sănătoase din Europa și este un business care ia amploare din ce în ce mai mult și crește foarte, foarte mult. Și vreau să aflu aici la Guild Fate cum să-L introduc pe Dumnezeu și să-L implic cât mai mult posibil în business-ul meu. Super! Am două întrebări pe care le-am adunat în urma discuțiilor cu diversi frați de credință din comunitățile noastre locale. O primă întrebare ar fi dacă există vreo limită pentru un afacerist creștin și dacă da, care este ea? Cred cu siguranță că există o limită peste care nu trebuie să trecem. Cred că este foarte important să ne setăm niște principii de bază, da, principii biblice pe care să le urmăm mereu și niciodată să nu trecem peste acele limite, pentru că atunci nu-L mai slujim pe Dumnezeu. Dacă suntem mereu atrași doar de o situație financiară mai bună, să zic așa, și asta ne face sau va fi nevoie să trecem peste acele principii pe care ni le-am setat de la început sau trece peste cuvântul lui Dumnezeu, consider că nu este bine. Deci nu este bine absolut deloc și trebuie să ne setăm niște limite, într-adevăr, încă de la început, când suntem în startup, să zic așa, ca să știm că atunci când va crește business-ul, acele bariere și acele limite să fie menținute. Cum reușiți să vă descurcați cu partea de advertising, de publicitate, pentru că știu că sunteți printre primii care doresc să facă și evangelizare prin publicitate. Da. Publicitatea acum în anul ăsta, să zic așa, evoluează din ce în ce mai mult. Ce funcționa acum 10 ani nu mai funcționează. Și încercăm să ne adaptăm la curentele noi care au loc în toată lumea, încercăm să le aducem în România și să le adaptăm cât de mult posibil pe principiile biblice. Încercăm să reinventăm roata, da? Încercăm să îi întrebăm în advertising, îl implicăm pe Dumnezeu, le spunem oamenilor povestea noastră, le spunem cum Dumnezeu a lucrat în viața noastră, le spunem cum Dumnezeu ne-a dezvoltat business-ul foarte mult și cum am reușit să cunoaștem anumite persoane prin Dumnezeu care ne-au ajutat să mergem la următorul nivel, da? Să trecem de o anumită barieră pe care o aveam când vine vorba de resurse și cred că este foarte important să ne adaptăm la ce se întâmplă în anul 2023, da, pentru că suntem în modernitate și totul se schimbă mereu, cum am spus. Cred că este extrem de important să facem și un advertising, dar prin advertising-ul nostru să căutăm o cale. Știu că este foarte greu, chiar este foarte greu, însă trebuie să căutăm o cale prin care să arătăm că suntem creștini. Ceva care să seteze un exemplu, să se vadă că suntem diferiți, să fim o lumină în lumea asta. Cred că este foarte important. Super. Și o ultimă întrebare. Care ar fi, după opinia ta, o dimensiune spirituală a secretului succesului în afaceri? Cred că trebuie să găsim o balanță perfectă ca să creăm această dimensiune, o relație cu Dumnezeu cât mai puternică. Trebuie să găsim balanța perfectă între slujire, da? Deci cum îl slujim pe Dumnezeu, dar în același timp să și ne dezvoltăm business-ul. Da? Deci niciodată să nu ia business-ul mai mult timp din slujirea ta față de Dumnezeu. Adică cu toții trebuie să fim implicați, da? Suntem implicați la biserică, suntem implicați cu oamenii, poate facem evangelizare, poate ne ducem într-un ministry să ajutăm cu ceva, da? Poate ajutăm niște misionari. Acel timp, cred că este extrem de important să îl alocăm pentru Dumnezeu. Chiar dacă de multe ori pare că suntem extrem de stresați, trebuie să găsim acolo un spațiu pentru Dumnezeu și să lăsăm pe Dumnezeu să fie slăvit, pentru că dacă îl slăvim pe Dumnezeu din toată inima noastră, cu siguranță și El o să ne binecuvânteze pe noi. Dumnezeu niciodată nu rămâne dator și cred că suntem conștienți de asta, că de fiecare dată când noi în viața noastră l-am slujit pe El, ni s-a și întors înapoi. Super, mulțumesc mult, Tony! Cu mare drag, fiți binecuvântați! Ne bucurăm ca în această seară să fim alături de Ruben Marian, cofondator Guild Fate. Bună seara, Neemia, mă bucur să fiu alături de voi. Am dorit să știm cu ce te ocupi tu, Marian. Sunt antreprenor, împreună cu soția mea, Oana, dezvoltăm mai multe afaceri antreprenoriale aici în România și visul nostru e să inspirăm alți oameni de afaceri să integreze principiile și valorile creștine în business-ul lor.
Pentru că ai amintit de inspirație, ce v-a inspirat pe voi să creați Guilt Faith? Ce este Guilt Faith? De ce a apărut? Guilt Faith a apărut din nevoia de a susține și a sprijini oamenii care sunt acolo în domeniile lor vocaționale, de a fi ambasadori ai lui Hristos. De multe ori, mai ales în business, dezvoltând afaceri, ești singuratic. Nu prea ești înțeles, oamenii nu prea înțeleg de ce faci ceea ce fac. Poate biserica locală te și judecă puțin, te critică, hei, de ce ești așa ambițios, de ce vrei să faci așa mulți bani, și ești destul de singur. Iar noi știm foarte clar că avem nevoie de comunități, avem nevoie de oameni apropiați, de alți ucenici care să ne întrebe despre noi, care să ne cunoască, să ne cunoască viața și să ne încurajăm unii pe alții în călătoria noastră de a fi ucenici ai lui Hristos. Și așa a apărut nevoia asta, a fi parte dintr-o comunitate, a fi încurajat și sprijinit, dar pe domeniul vocațional, adică cu oameni care fac aceleași lucruri ca și tine. Pentru cei din business să fie alături de oameni din business, pentru cei din alte domenii, educație, sport, arte, să fie împreună. Super! Aș dori să vorbim puțin de scopul Guilt Faith și aș dori să pun întrebarea în cel mai tipic mod pe care îl auzim. Unde vă vedeți în următorii 5 ani? Sau care este viziunea pentru următorii 5 ani? Și nu numai. Da, scopul nostru e să ajutăm oamenii de afaceri, în primul rând, începem de la oamenii de afaceri, dar după aceea vom merge și la celelalte vocații, însă scopul nostru este să ajutăm să îi conectăm cu resursele potrivite, să îi conectăm între ei și să îi ajutăm, să îi sprijinim în ceea ce fac ei, să îi ajutăm să înțeleagă că afacerea lor este o lucrare și să îi conectăm cu resursele potrivite. Ăsta e scopul. Viziunea noastră e ca în următorii 10 ani să vedem 1 milion de oameni, de ucenici al lui Hristos, care întrupează Evanghelia, care sunt sare și lumină acolo în câmpul lor de lucru, în zona lor vocațională. Credem că dacă asta s-ar întâmpla, țara noastră s-ar transforma și asta e ceea ce Dumnezeu ne-a pus pe inimă, pentru asta ne rugăm și credem că Dumnezeu poate să facă asta. Wow, este un lucru extraordinar și ne rugăm ca Dumnezeu să vă ajute în direcția asta. O ultimă întrebare pe care am pus-o fiecarei persoane cu care am vorbit. Care ar fi, după opinia ta, o dimensiune spirituală a celebrei sintagme a secretului succesului în afaceri? Ei bine, dacă afacerile sunt ceva ce Dumnezeu ne-a lăsat, să co-creăm alături de El. Dumnezeu a creat lumea asta, a creat universul ăsta și ne-a lăsat în continuare ca noi să creăm și să ne bucurăm de partea asta de creație, atunci, în esență, afacerile vin a sluji pe ceilalți, a identifica probleme pe care oamenii le au din societate și a-i sluji prin produse și prin servicii care o să rezolve probleme reale. Iar asta, din punctul de vedere spiritual, îi va ajuta pe ceilalți ca să facă pași mai aproape de Dumnezeu și a avea o viață mai bună. Iar din perspectiva uceniciei, afacerile sunt un context extraordinar în care oamenii pot să înțeleagă ce înseamnă ucenicia, să poată să crească, să se dezvolte, să-și atingă potențialul maxim, lucrând în echipe și sprijinind unii pe alții. Și dacă doar aplicăm principiul de a ne iubi aproapele și a-L iubi pe Dumnezeu, e un lucru extraordinar de spiritual, iar pentru mine personal, ca și antreprenor, afacerile sunt contextul cel mai potrivit în care Dumnezeu mă duce mai aproape în relație cu El, bineînțeles prin provocări, rezolvând probleme, având foarte multe provocări, mai ales dezvoltând afaceri în România, dar e contextul cel mai potrivit care Dumnezeu l-a gândit pentru mine ca și antreprenor să mă ducă mai în intimitate cu El, în relație mai apropiată cu El. Ruben, mulțumesc mult, mă bucur că ne-am reîntâlnit și că am avut privilegiul să fiu un martor ocular la ceea ce cred că va fi o lucrare a lui Dumnezeu la nivel național. Mulțumesc tare mult, Neemia. Mă bucur tare mult că putem împreună să fim parte din ceea ce Dumnezeu lucrează. Mulțumesc mult. Bună seara! Bună seara! Cum vă numiți? Mă numesc Mădălin Avrămescu și chiar este o seară foarte bună. Mă bucur să aud aceste lucruri. Spuneți-ne, vă rog, cu ce vă ocupați? Sunt pastor. Am întrebat mai mulți frați de credință vis-a-vis de modul în care un antreprenor, un afacerist ar trebui să se implice în biserică și ar trebui să se implice din postura de om născut din nou în afaceri. Și am făcut un scurt rezumat
Am ales câteva întrebări și aș dori să vă întreb pe dumneavoastră, din postura de pastor, atunci când vorbim de afaceriști, de oameni de afaceri, implicit vorbim de putere de influență, ce impact are un afacerist în biserică și în luarea deciziilor? Și de altfel, ar trebui să integrăm, să implicăm un om de afaceri în echipa de conducere a bisericii? Știu că este o întrebare grea, dar... Este o întrebare complexă și apreciez profunzimea acestei întrebări. Cred că ar fi bine să nu-i categorisim neapărat pe oameni, cum că ar fi pastori, afaceriști, lucrători în diferite domenii, șomeri, poate. Atunci când alegem conducătorii în biserică, trebuie să ținem cont de principiile biblice și dacă oamenii de afaceri sunt într-adevăr născuți din nou, ei vor fi de un real folos lucrării lui Dumnezeu. De asemenea, cred că putem întâlni situații când înșiși pastorii reprezintă o piedică în calea lucrării lui Dumnezeu. Cred că, din păcate, se întâmplă și lucrul acesta. De aceea, cred că trebuie să privim la autenticitatea nașterii din nou și acolo unde un businessman, un om de afaceri creștin și-a predat inima lui Iisus, el va fi o binecuvântare pentru biserica din care face parte și va putea extinde limitele împărăției lui Dumnezeu dacă se predă lui cu adevărat. De altfel, oricine face lucrul acesta, indiferent de câmpul de activitate, este o unaltă în mâna lui Dumnezeu care aduce înrăurire sufletească și transformă lumea din jurul său prin puterea Duhului Sfânt. Mulțumesc mult pentru un răspuns succint la o întrebare complexă, dar un răspuns plin de esență. De asemenea, o întrebare pe care o pun tuturor persoanelor cu care reușesc să vorbim în această seară. Care ar fi, după opinia dumneavoastră, o dimensiune spirituală a secretului succesului în afaceri? Apreciez profunzimea acestei întrebări. Voi aborda spiritual această întrebare. Voi vorbi despre succesul autentic, așa cum îl percep eu. E foarte important cum definim succesul, cum îl definesc cei lumești, cum îl definesc cei spirituali. Eu cred că adevăratul succes în afaceri ține de autenticitate și de umilință. Am observat că oamenii de afaceri cu impact și cei care poate conduc imperii financiare la un moment dat au această caracteristică, sunt autentici și mai ales modești sau umili. Chestiune pe care o apreciez enorm. Mulțumim foarte mult pentru timpul acordat. Cu mare bucurie. Ne bucurăm că ați fost împreună cu noi la această conferință organizată de Guild Faith cu tema Dumnezeu Marele Antreprenor. Fiți binecuvântați!